Sincer să fiu, când ne-am despărțit aseară de la parchetul național anticorupție, am plecat amândoi. Se pare că până a ajuns la Câmpina sau când a ajuns acolo, s-a simțit rău și a fost transportat la spital. Am înțeles. Dar el n-a recunoscut vreo acuzație în sală sau... Nu, n-a recunoscut, pentru că sunt multe probleme de discutat în legătură cu acuzațiile care îi s-aduc. Dar este faza incipientă a procesului penal. N-am pășit încă la judecată, când judecătorul poate să verifice ce trebuie verificat într-o cauză. Mm-hmm.